Salutare cu Ionuț, cu Raul aici pe sistem. Suntem pe Sadu, partea inferioară, o apă care are debit constant, o apă pe care noi ne dorim tare mult să o dezvoltăm. Populăm cu exemplare mature care se vor împerechea acum, în vreo 2 săptămâni. Sperăm că vor face pontele și lanul. Dragi pescari, asta vă așteaptă pe Sadu. Acum se vede? Se vede. Peștele se va împrăștia. Masculii sunt teritorial. Bine, acum el se va grupa pe zonele de ponte, unde vor găsi condiții optime. Dar îi vedem, deja se trag foarte fain pe zonele adil. E un material genetic crescut pe o crescătărie un pic în amonte, la crescătoria lui Amir și a lui Goie. Practic ei au 3 ani peștii, 3 ani de zile. Au crescut într-un regim semi-artificial. Știu ce înseamnă hrana de râu și eu sunt convins că se vor adapta, iar la anul pescarii vor avea surprize frumoase. Ce să mai... Cu toate că catch and release e soluția, cum zice bunul meu prieten Leo, căruia îi zic multă sănătate. Pe zona asta se pot reține 3 exemplare. Pentru toată lumea ar fi optim să recunoaștem peștele și să se rețină masculi. Asta e important. Vă mulțumim, toate cele bune și numai bine!